Salutare, oameni buni, și bine ați revenit pe Lanseta cu Lunetă. Astăzi voi pescui pe canalul debarcaderului de la Murighiol. Doar ce s-a oprit ploaia acum 10 minute. Nici bine n-am ieșit din mașină, că am fost invadat de prietenii mei țânțari armăsari. M-am dat repede pe picioare pentru că sunt la pantaloni scurți cu niște șmecherie de asta pentru țânțari, ca să nu-i fac reclamă. Da, acesta este locul, am să vi-l prezint imediat. Eu am fost puțin pe mal, am găsit o grămadă de mizerie, deci foarte multă mizerie. Băi, fraților, nu se poate așa ceva. Deci toată lumea își lasă mizeria, ce să mai. Ba cutia de bere, ba ambalajul, ba cutia de râme, ba n-ai cu cine. Acesta este locul. Nu se învață niciodată lumea asta minte să-și ia înapoi gunoiul. Deci foarte mult gunoi. Bidoane, cutiuțe, să nu mai zic ce e în partea asta, că am fost pe aici. Ăsta și-a lăsat elementul de unde să nu i-a mai trebuit, s-a rupt și gata, aici. Aici e locul lui. Ia uitați-vă ce e aici. Mămăliga, nici mămăliga n-a aruncat-o la pește măcar. Fiți atenți. Fiți atenți ce e aici. Ce să stai? Uitați-vă și voi câta gălăgie aici. Nu se poate și ceva. Nu se poate așa ceva. Fiți atenți. Semințe, au spart semințe, gata. Ambalajul aici, la boscheți. Ce să mai... Nu mai zic nimic. Voi încerca să pescuiesc aici, în zona asta. Da? Că stau mai bine așa. Îmi sprijin și o undiță de salci asta. Voi încerca să pescuiesc la undiță. Dar nu înainte să fac puțină curățenie, că nu se poate așa ceva. Cam asta e treaba, cam asta e românul nostru, mai vrem campare, mai vrem să stăm în natură cu cortul. Ăștia nici n-au fost cu cortul și n-au fost în stare să-și strângă gunoaiele de pe aici. Bănuiesc că și-au adus toate catrafusele astea într-o pungă, dar punga le-a trebuit și au luat peștele, probabil, și n-a mai avut loc și gunoiul. Ce să faci, mă frate? Asta e situația. Da. Inițial treia să vin cu Văruțu, Văruțu s-a trezit dimineață. Mi-a trimis mesaj. Văruțu, plouă, mă pun să dorm. Eu am plecat pe ploaie și de bine ce am ajuns, s-a terminat și ploaia. Și cred că va fi o zi frumoasă, chiar călduroasă. Ce să mai, mă? Așa bău cafeaua, acolo a lăsat ambalajul. Bă, nu se poate așa ceva, mă, frate. Nu se poate așa ceva. Ștea-s nebun la cap. Of, să vă fie rușine ăstora de tot lăsați gunoaie pe baltă. Să știți că vă port un mare respect și ce să mai, să vă dea Dumnezeu pește după suflet, după cum lăsați voi așa în natură gunoaiele astea. Asta e viața, asta e romenica noastră. Da, hai că nu o mai lungez, mă pun să strâng pe aici balamucul ăsta, nu pot să pescuiesc prin gunoaiele astea. Ce să mai stai, n-am cum. Nu pot să pescuiesc prin gunoaiele astea, trebuie să le adun. O să fac puțină curățenie și am să-mi arunc undițele la apă. Fiți atenți, oameni buni! Deci n-am mai prins-o, știu că nu mai țin minte. Fiți atenți ce mârliță mică la undiță! Bă, ce faci, bă, nebună! Nu vine să cred! Mamă, ce frumoasă e! Oi, repede să o eliberez! Doamne! Am făcut puțină curățenie pe aici. Mamă, primul pește, o ștuculiță, o mârliță, cum s-ar spune. Ia vină cu acel, băi, nu te zbate. Nu te zbate. Nu te zbate, deschide gura aia de rață. Ia? Ai înghițit tu repede. Pe aici ai înghițit, ia. Ce dinți are. Te-ai însângerat puțin, dar vei supraviețui. Fiți atenți, fraților. Hai că am dat-o în toate pietrele. Vino încoace, nebună.
Nu vine să cred. Gata, a fugit. Am scăpat-o din mână. N-am ținut-o prea putere, n-am vrut să o rănesc prea tare. Bravo, mă. Primul pește, o mârliță, ca să vedeți. Am strâns gunoi puțin. Ce mai am acolo? Mămăliga aia. Mă gândesc dacă să o arunc sau să nu arunc. Nu vreau să nădez locul momentan, să nu vină la mic bididiu. Vedem, poate ține peștele ăla mai mare și nu e nevoie să arunc. Trăgea aici. Trage și la cealaltă, dar cred că este pește foarte mic pe zona. Între timp am prins și un bibănel. Cu asta încerc să dau aici mai în mal. Pe aia o am pus acolo. Și pe cealaltă la care am luat ștuculița în același loc. Dar aici în mal imediat am trăsut rău. Ia uitați. Ce mititel o fi. Ce mititel o fi. Dă imediat cum arunc, îmi și trage în mal aici. A găsit-o iarăși. Fiți atenți. Alt bibănel. Aia celălalt a fost puțin mai mare. Bibănel foarte, foarte mic. Ia uitați. Fugi, mă. Aici scoatem pe ăștia mici și după aia pe aia mare. O mini trăsătură iarăși. Hai, mă. Asta mal aici, îl trage și omul la celălalt. Este... Ia? Hai de capul meu, cât cârligul e ăsta. Păi ce naiba e? E zona răpitorului aici. Fiți atenți ce bibănaș. Pleacă, bă, de aici. Păi ce faci? Păi cu de-astea am îmblit-o. Nu știu dacă se observă, dar acolo, în direcția aceea, niște găinuși de baltă cu puișori, dar ce puișori mititei! Ia uite! Au ieșit pe la plimbare pe acolo. Ce ciugulesc e acolo, nu știu. Da, am văzut aici și găinușile de baltă și o mârlicioară. Nu mai văzusem, știu că nu mai țin minte. Peștele mai răruț. Și dacă e numai din acela mititel. Până în prezent nici măcar o roșioară, o babușcă mare, un cărășel. Încă nu. Încă nu. Dar îl aștept. Îl aștept. Am zis eu să-l caut și m-am îndepărtat puțin de locul meu de acolo. Și am venit aici și am dat întrebălăriile astea. Și fiți atenți că arasul e tocmai bun. Tocmai bun. Aici. Am omut cu toate undițele. Bravo, mă. L-am ratat. L-am ratat. Moațe lungi la râme am. Ia să vedem. Am mai scos un caras de acolo. Din zona aia. Un caras frumos.
mai devreme, la fel ca celălalt. Aici de unde l-am scos pe primul, opa, iar și acolo. Și pe lângă carasul ăla frumos, înainte am mai scos vreo 3 foarte mititei care i-am eliberat. Cărășei mici. Hai, băieți. Sunt pe zona acolo, băieții. Ce trage el de râmă. A zăpăcit-o. A zăpăcit-o. E la ea, e la ea. Asta e mic. Asta e mititel. Și văruțul aici de față. Ia-ți văruțul. Ăștia-s mici, da. Uite așa, am scos vreo 3 sau 4 până acum. Dește. Mititei. Dar s-au adunat acolo. Poate printre ei mai vine și câte unul mare, știi? Ia fiți atenți. Ce cărășel frumușel. Are balta pește. Up. Vedeți ce trupă de rații aici? 2, 4, 6, 7 bucăți, a? Da. Ia uite-le, mă! A, ce frumoase sunt! Da, și la plimbare. Ia să vedem, i-am pus o râmă frumoasă. Trebuie să vină un caras frumos. Hai, băiete! Și trăsătură, hop, așa. E acolo, e acolo, e acolo, e acolo. O dansează. Haide, haide. Se joacă cu râma. De ce te tot joci? Hai, hai. Opa, de asta se juca. Ia uite-l văruțul. Ia uite văruțul, ce cărăsoi. Gata, fraților. I-am pus din nou două râme frumoase. Sper să nu apuce. Opa, deja ciugulește. Hai, ușurel, ușurel. Să n-apuce babușcuța să dea de ele. Hai, băiatu. Hai cu un caras frumos. Foarte ușurel trage și foarte elegant, n-ai treabă cu el. Nu e grăbit deloc. Din nou pe
ele acolo. Haide mă, tati. Ce v-am zis? Că face franjuri dacă apucă să vină ăla mic și numai ăla mic poate să tragă așa. În vrăjeală dintre aia, dring, 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 dring. Hop așa. A locul favorit acolo. În brigada carașilor. Direct pe ea. Se aud chiuituri. Lumea e pe distracție. Iban. Undița cu care pescuiam mai devreme s-a agățat acolo, a tras mai tare și s-a rupt, nu știu, s-a rupt un element, nu știu cum a reușit să se rupă, dar asta este. Uneori mai pleznesc. Se mai întâmplă. Am făcut linia aceea de mai devreme și am pus-o pe undița asta. Deja e al doilea caras, nu știu ce avea linia aia, nu vrea să prindă caras. Era ghinionist, era numai pe biban. Nu se conforma. Ia zi, Sandel! Care să fie? Uite aici, prin cărășel. Ce faci? Da, mai mișto, nu? Da, mai mare. Mai mare? Al dracu, ce ești tu? Am prins și mai mare. Trai și la Văruțu, primul caras mai îmbrăcat așa. Bravo, Văruțu! Felicitări! Ai dezlegat cârligele la vrăjitoare? Gata, mă, te numești pescar, ce să mai... Da, că-i dă și frate-mi, acum așa frate-mi, peste lanseta mea acolo, vezi, dă-i, încurcă-te cu ea, fă-ți de joacă. Uite unde vrea să prindă caras el, eu când îi spun că e aici, el se duce acolo. Treaba ta. E și ștuculița numărul 2, fiți atent ce frumoasă e. Bă, dar ce mici, nu vine să cred. De ce are balta pește, nu? Mamă, ce fel s-a dus, ai văzut? Gata, oameni buni, am dat undița afară de la apă. Mă pun să-mi strâng. Nu mai are rost să mai stăm, n-avem trăsături. Cred că s-a încălzit și peștele s-a retras în stuf pe acolo. Cine știe, nu știu. Oricum am prins câțiva cărășei. Ia să vă arăt aici ce s-a adunat. Nu sunt mulți. Ei numeri pe degete. Da, merge. Opașa. Ia să vedem. Ia, uite ce gălăgioși sunt. O, te văruț. Văruțu, râmelele vrei? Nu. A? Ce, vrei să le arunci? Păi... E, nu le arunca, lasă atunci că le băgăm la mine în găleat acolo. Fii atent aici că mai aveam unul aici. Uite văruțu, ia-i. Mai ai și tu doi. Și ai făcut prăjeală șmecheră, este? Da. Uite. Hai că-s pești frumoși. Asta, o vrei? Ce? Turta? Da. Pune-mă acolo, nu se știe, că eu mâine oricum ies pe baltă. Gata, fraților. Cam atât de aici, de la Murghiol, de la debarcader. I-am văzut și culoarea la ștuculiță. Ce să mai... Asta este. Nu mai este ora lui și până la apus nu mai stau, că n-are rost. Deja ne-a prăjit soarele ăsta, ne ajunge. Da. Ce să zic, vă salut pe toți, țineți aproape, facem frumos, să ne auzim numai de bine, fraților, numai gata că ne-am copt.